Bună ziua și bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Ora de Risc. Discutăm acum în această emisiune despre pensiile administrate privat, pilonul 2, pilonul 3, pentru că a fost aici la FIAR, la Sinaia, și o zi a pensiilor, să le spunem așa. Invitații emisiunii de astăzi sunt domnul Mihai Coca-Cosma, vicepreședintele Asociației Pensiilor Private. Bună ziua, domnule Coca-Cosma, bine ați venit. Invitație. Domnul Ioan Vreme, președinte, director general la Generali Pensii. Bună ziua, domnule Vreme, bine ați venit. Și colega noastră, Daniela Ghețu, director editorial Publicațiile Prim. Daniela, te-aș ruga să faci o introducere în această temă, pensiilor administrate privat și a dezbaterilor care au avut loc în această zi. Cam fiecare an, găzduită de FIAR, a avut loc astăzi ziua pensiilor private. Este pentru a șaptea oară când ne întâlnim aici la Sinaia sub acest generic. Deși despre pensii private, dacă mi-aduc bine aminte și ceilalți invitați pot să confirme, vorbim numai aici la Sinaia de cel puțin vreo 10 ani. Astăzi a fost însă o zi mai specială, să spunem, pentru că fix în această zi se împlinesc 5 ani de la momentul în care s-a făcut primul virament în pilonul 2 de pensii private. Deci, practic, de la momentul în care activitatea pe acest segment a debutat cu adevărat în ceea ce înseamnă administrare. Și a adus bani, aminte toată lumea investiții. De acest virament, nu? Toată lumea participă. Da, întâmplarea face că în ziua primului virament eram tot aici la Sinaia, la ziua pensiilor private, la 5 ani distanță s-a nimerit aceeași dată. Ce care să spun, am discutat... Am trecut foarte rapid... Sigur că da, am trecut foarte rapid peste... bilanțul, să-i spunem, acestor 5 ani, pentru că informațiile sunt destul de cunoscute și, la urma urmei, de interes pentru operatorii din industrie era mai degrabă să discutăm despre perspective, despre lucrurile care încă mai necesită niște reglaje, niște modificări, niște îmbunătățiri. Oricum, la partea de bilanț, dacă este să facem un super rezumat, acela ar fi că este poate unul dintre foarte puținele domenii ale pieței financiare românești care a funcționat în toată perioada asta fără niciun fel de sincope. Exact potrivit așteptărilor, chiar potrivit celor mai optimiste așteptări. Mulțumesc! Ceea ce e remarcabil. Pentru că ai început cu bilanțul și spuneam să-l facem într-un rezumat scurt, am să rog și pe Mihai Coca-Cosma să ne spune și din punctul de vedere al domniei sale cam cum vede acest bilanț, sigur, în cuvinte foarte... sau destul de puține și sintetice. Eu zic că rezultatul, așa cum a zis și colega mea, este foarte bun. Eu chiar am pregătit niște cifre pentru prezentarea de astăzi. Uh-huh. În acest moment sunt peste 5,8 milioane de participanți în acest sistem, pilonul 2 și pilonul 2. Avem cam 9,1 miliarde de lei care au venit ca și contribuții brute la sistem. Ce e interesant de punctat este că activele nete aflate sub administrare se cifrează la 10,9 miliarde de lei. Asta înseamnă un plus de 1,7 miliarde de lei pe care administratorii în acești 5 ani au reușit să-l adauge, să-l pună ca și profit pentru participanții aflați în sistem. Ceea ce a însemnat un randament mediu de 11,4%, un randament mediu medie pe cei 5 ani. În ceea ce privește... Scuzați-mă, vorbea despre faptul că a fost o abordare optimistă, da? A simțit și dumneavoastră această abordare la fel de optimistă sau v-ați mai adus aminte și de anii în care mai discutam despre faptul că nu se mărește contribuția? Abordarea a fost optimistă pentru că, în general, noi cei din pensiile private suntem foarte optimiști pentru că altfel nu am intrat într-un business în care break-even nu este undeva în 2021. Deci chiar credem și chiar am făcut azi o prezentare... ținând cont de faptul că pierderile cumulative sunt peste 300 de milioane de euro în acest moment, iar break-even estimat este undeva în 2021, pe medie, pe piață, deci unii vor avea mai devreme, unii mai târziu. E nevoie de multă răbdare. Dar asta a vrut să... această informație noi am dat-o astăzi ca să arătăm commitment-ul, încrederea pe care noi avem în acest sistem și faptul că am venit aici ca să stăm pe termen lung, să ne implicăm, astfel încât această industrie să se dovedească a fi de succes. Lucru care s-a și întâmplat, zicem noi.
Mai dați-mi doar, vă rog, până să trecem la domnul Vreme, un singur amănunt sau mai dați-mi niște amănunte legate de ce înseamnă această pierdere, a spus, o pierdere de 300 de milioane de euro. E vorba de pierderea companiilor care administrează sistemul, exact, nu? E vorba de pierderea companiilor de administrat. Să înțeleagă pentru că greșit. Fondurile au făcut profit, așa cum am spus, 1,7 miliarde, un randament mediu de peste 11%, dar administratorii încă nu și-au recuperat investiții pe care le-au făcut. Va veni acest momentul, sistem. Să spunem, va veni și acest moment. Se va recupera. Da. Vă rog, domnule Vreme, am făcut un scurt bilanț, am discutat un pic despre dezbaterile de astăzi. Cum vi s-au părut? Foarte constructive. Aș completa ceea ce a spus Mihai prin faptul că una dintre cele mai frumoase întrebări al zilei a fost din partea presei. Dacă în 2007 am fi știut cum evoluează lucrurile și că așteptăm un break-even în 2021, am mai fi intrat în piața asta sau nu? E o întrebare. Și bineînțeles că răspunsul tuturor administratorilor prezenți a fost da, știam, ne așteptam, poate că eram ceva mai optimist, așa cum a subliniat și Mihai, la un break-even mai timpuriu, mai apropiat. Da. Dar asta nu înseamnă că nu am fost... vreo clipă, conștienți de faptul că aceasta este o afacere pe termen foarte lung, precum este din partea participanților o economisire pe termen foarte lung și că trebuie să avem răbdare și fără această decizie de a rămâne în ciuda dificultăților, a investițiilor financiare și a pierderilor momentane, de a rămâne în această piață, fără asta nu se poate crea nimic. Nu suntem nici acum, ca și activitate. Deci, ca investitori, nu suntem de profil speculativ. Nu speculăm. Noi investim pe termen foarte lung, așa cum acționarii au investit în companiile noastre pe termen foarte lung și vor avea răbdare. Da. Revenind la această zi, cred că a fost specială nu numai fiindcă s-au împlinit 5 ani de la prima contribuție pe pilonul 2, ci și pentru că este un nou început. A fost... prima ediție și prima conferință, primul seminar, prima întâlnire în care noi, aceeași piață, ne-am întâlnit cu reprezentanții unei noi autorități de supraveghere unificată pentru așa, avem o nouă ființată autoritate de supraveghere financiară. S-a discutat astăzi, persoanele sunt aceleași, ceea ce înseamnă o continuitate de bun augur. Însă s-a discutat astăzi, dacă îmi dați voie să amintesc, faptul că această viziune mai largă asupra tuturor piețelor financiare, fonduri mutuale, asigurări, pensii și acumularea informațiilor din aceste piețe financiare va putea produce un alt soi de supraveghere, un alt fel de reglementare și poate o eficiență, sperăm noi, o eficiență mai mare din partea ambelor părți, autorității și a noastră. Au fost discuții animate și interesante. Partea bună, după părerea mea, a fost că am reușit să nu ne orientăm de data asta așa de mult spre bilanțul și spre istorie, ci spre ce este de făcut. Să priviți spre viitor. Îmbunătățit. Partea tristă, care a fost de asemenea dezbătută astăzi, este redată și de ce spune Daniela. Ne gândim doar la 5 ani pilonul 2, dar de fapt sunt 6 ani de pilonul 3, de pensii facultative. Zic trist oarecumva, pentru că dezvoltarea acestui segment nu a fost discutăm imediat și această temă. Dar aș vrea să vă rog, domnule Cosmur, că spunea domnul Vreme și spiritul dezbaterilor a fost de a privi spre viitor. Cum privim spre viitor? Către ce ne uităm? Care sunt domeniile pe care le aveți în vedere, asociația și, în general, administratorul? Noi ne-am axat discuțiile în principal în trei direcții. O direcție a viitorului a însemnat ceea ce ne dorim noi ca să se întâmple în continuare pe piața de pilon 2 și aici am vorbit despre postata creșterii contribuției în continuare cu cei 0,5 și postata ca în anul următor să recuperăm cei 0,5% pe care am pierdut în 2009. Am făcut niște propuneri concrete încercând să vedem dacă găsim soluții legislative în perioada următoare de a da postatea celor care au contribuit în sistemul de pensii pilon 2, dar acum au emigrat și au contribuit în alte sisteme, ca banii care au acumulat acolo să poată eventual să-i aducă și să-i transfere în actual pilon 2 sau poate chiar în pilonul 3, pentru că sunt oameni care au bani cumulați și ar vrea să-i introducă în sistemul de pensii. Am discutat despre postatea de a
Checea Facility, am spus eu, adică am contribuit o perioadă, 7-8 luni n-am mai contribuit, s-a impostat să îmi reîntregesc activele, contribuind cu o anumită sumă de bani ca să acopăr pierderea pe care am rămas. Da, e o soluție de criză, bănuiesc în situația asta de criză economică exact. S-a întâmplat acest lucru. Am discutat în ceea ce privește legislația, și anume că, așa cum s-a spus, sistemul duce lipsa acum de legea de plata pensiilor, pentru că noi suntem în perioada de acumulare, să vedem pensiile cum se vor plăti, asta e un element important care ne-ar ajuta pe toți cei care participă în acest sistem să înțeleagă sistemul în totalitatea lui și să-i vadă utilitatea în totalitatea lui. De asemenea, am mers pe a doua direcție, cea legată de modul în care ne dorim să lucrăm în perioada următoare cu ASF-ul, această nouă autoritate. Am discutat despre transparența decizională. În principiu am discutat despre experiența foarte bună pe care noi am avut-o în relația noastră cu Comisia de Supraveghere a Pensiilor Private, ținând cont că asociația noastră s-a înființat în 2004 înaintea Comisiei de Supraveghere, deci am fost pionieri în acest domeniu și vrem să contribuăm acest tip de colaborare. Acum am să apărez la ochiul unui jurnalist, să spunem, iată, Daniela Ghețu, crezi că acest tip de relație bună de transparență va fi continuată și de actuala ASF? Și evident care au fost răspunsurile, înțeleg că domnul Giurescu a fost reprezentantul aici. Da, domnia sa, care este vicepreședinte al ASF-ului, însărcinat cu grija acestui domeniu. Așa. E greu de spus ce va face ASF-ul în momentul ăsta. Planurile sunt încă în faza în care se conturează, structura este încă neclară. Dar ținând cont totuși că acolo sunt aceiași oameni și că până la urmă omul sfințește locul, cum bine știm, nu văd de ce spiritul în care au lucrat până acum împreună cu această piață s-ar schimba în mod dramatic. Eu cred că putem fi destul de optimiști în privința asta. Sigur, vor fi niște proceduri comune, probabil că o serie de procese se vor armoniza între cele trei piețe, dar cred că în principiu o deschidere pentru dialog și pentru comunicare trebuie să rămână. De acord. Domnule Vreme, o temă importantă, înțeleg, nu numai la astăzi, ci în general la pieței, a fost cea legată de felul în care se investesc și se administrează, nu, banii clienților. Din acest punct de vedere, care sunt, în opinia dumneavoastră, prioritățile, ce se întâmplă în acest domeniu? Nu știu dacă sunt eu cel mai potrivit să răspund unei astfel de întrebări. Prioritățile noastre au fost și vor rămâne mereu acelea de a investi în siguranță, într-un mod suficient de diversificat, astfel încât să avem rezultate foarte bune, fără a falsifica vreun moment aceste rezultate. Și fără a face rabat de la ideea de siguranță, nu până la urmă. Exact, exact. Ceea ce s-a discutat astăzi și a fost foarte bine subliniat atât de către domnul Radu Crăciun, cât și de către domnul Moț din partea Autorității de Supraveghere, a fost faptul că administratorii și-au diversificat portofoliile, că există strategii diferite între administratori și că, evident, participanții pot vedea și aceste strategii diferite, rezultate relativ diferite între administratori și, drept urmare, pot alege un fond sau altul. Că aceste alegeri, că aceste migrări de la un fond sau altul sunt mai puțin vizibile în piață, nu înseamnă că administratorii nu analizează și că nu au o strategie proprie de investiții. Evident, partea pozitivă este aceea că în cadrul legislativ existent au fost inexistente. Au fost evitate greșelile care ar fi putut produce dezechilibre în investițiile noastre. Este, așa cum s-a subliniat, o dorință normală a jucătorilor din piață de predictibilitate a cadrului legislativ, însă, pe de altă parte, mesajul nostru permanent este acela de
comunicat asupra faptului că suntem conștienți și de grija permanentă a autorității de supraveghere pentru a asigura, ceea ce a spus dumneavoastră, siguranța și stabilitatea investițiilor făcute. V-aș vrea, domnule Coca Cosma, să ne mai dați câteva explicații despre ceea ce domnul Vreme spunea mai devreme, că e vorba de strategii diferite, probabil ușor diferite, sau nu știu cât de mult diferite, între administratori vis-a-vis de zona aceasta investițională și cum se pot observa ele vis-a-vis chiar de către un client, pentru că, așa spuneam, nu? Că ele pot fi la un moment vizibil, nu știu, mai mult sau mai puțin. Da, colegul nostru, Radu Crăciun, a făcut o analiză în care a arătat un minim și un maxim pe diferite categorii de instrumente investiționale. Există anumite fluctuații în ceea ce privește expunerea pe bursă și, de asemenea, în ceea ce privește expunerea pe titlurile de stat. Unele chiar destul de semnificative la titlul de stat, plecând de la 71% de expunere până la 82-83%, ceea ce arată că, într-adevăr, administratorii au niște strategii. Eu acum nu le-aș spune strategii, eu le-aș spune tactici diferite, pentru că strategia nu poate să fie foarte, foarte diferită și noi am discutat de foarte multe ori cea legată de sistemul de garanții pe care actualul sistem, pe care sistemul de pensii private are, ceea ce nu-ți permite să ai o strategie complet diferită de al concurentului tău, dar ai expuneri diferite și în funcție de gradul de risc, dar și în funcție de tacticile pe care le ai la un anumit moment. Și diferențele între pilonul 2 și pilonul 3 în ceea ce privește această tactică. O precizare de la domnul Vreme. Vreau să sugerez că poate un exemplu concret este elongvent. Adică, așa cum spunea colegul nostru Radu Crăciun, te poți uita ca și client dacă fondul A este orientat mai mult spre investiții făcute local, în instrumente existente pe piața românească, dacă fondul B este orientat mai mult spre investițiile făcute în zona europeană sau mai mult spre un instrument anume de tipul acțiuni față de celălalt fond care este orientat spre alte instrumente. Aceste orientări, aceste tactici sau strategii sunt deja vizibile și este important faptul că sunt și transparente, deci sunt publicate. Asta vreau să spun și o să rupă domnul Coca Cosma să ne spună și unde le găsesc clienții, pentru că sunt transparente, unde le găsim noi ca și clienți, ca să vedem totuși, să avem aceste informații, unde le... Deci, în primul rând, că ele sunt disponibile pe site-ul fiecărui administrator, cu anumită frecvență ele se publică. Iar pentru cei care chiar sunt interesați și sunt și avizați, pentru că poți să fii interesat, dar e destul de complex un anumit gen de astfel de informații, fiecare administrator are, conform legii, obligația de a pune la dispoziție fiecărui participant în mod gratuit orice fel de informații în acest sens. În plus, este important de subliniat faptul că Autoritatea de Supraveghere publică buletine lunare în care sunt analizate investițiile fondurilor, sunt explicate statistic, grafic și așa mai departe și se pot percepe destul de bine de către clienții noștri. Atunci, Daniela Ghețu, crezi că oarecare migrație despre care înțeleg că am vorbit sau schimbarea unor clienți în favoarea unui fond sau altuia a ținut și de căutarea aceasta a unei anumit profil de investiții sau pur și simplu a fost o altă decizie care s-a luat? Sincer, în momentul ăsta nu. Mai degrabă văd oamenii lăsându-se convinși, să spunem, de informații primite din cercul de prieteni, din familie sau ceva de genul ăsta, sau pur și simplu comparând randamente, deci rezultatul final. Este foarte greu pentru un om lipsit de o cultură financiară mai de substanță să facă o comparație reală între strategiile investiționale ale fondurilor și, la urma urmei, chiar dacă dintr-un tabel publicat de supraveghetori eu pot să văd care fond investește mai mult în România și care în exterior, de unde știu cum e mai bine până la urmă asta pentru mine. Adică asta cred că mai puțin, dar sigur că în timp este bine să se creeze obișnuința de a urmări astfel de informații și presupun că tot în timp se va construi și un anumit tip de educație în sensul ăsta. Vin generații mai noi, mai obișnuite să consulte lucrurile online, să afle repede. Relația trebuie să fie bio-univoc, adică și clienții trebuie să facă un efort pentru a înțelege astfel de lucruri, pentru a se informa. Categoric. Sigur, da. Administratorii trebuie să... Este informație suficient de specializată. Trebuie să fim foarte realiști și
până la capăt. Aceste informații, în principal, nu sunt pentru participanți. Sigur că... Deci ele sunt, au rolul de a, de a asigura transparența acestui sistem, astfel încât ele să poată fi cercetate, analizate de către dumneavoastră, care sunteți specialiști, înțelegeți acest sistem, înțelegeți aceste informații, media și exact, care pot să facă analize și care au, sunt vectori de opinie, formatori de opinie, care analizează și spun. Eu vă spun sincer, e dificil acum, pentru că ca participant mă pot uita, poate sunt interesat, dar e foarte greu să, când ai doar o imagine, o fotografie la fine, nu e la finish, adică e într-un anumit moment. Trebuie să ai viziunea macroeconomică, locală, europeană și în direcția în care mergem. Ele sunt mai multe pentru specialiști, cred eu, care sunt... Atunci mergem pe mâna Daniele Ghețu, o lăsăm pe ea să facă analizele și le citim cu atenție. De-aia ne și întâlnim la aici, la FIAR și ori de câte ori suntem invitați, tocmai pentru a fi transparenți, avem aceste informații, ne întrebați și încercăm împreună să explicăm ceea ce facem. Nu mai avem foarte mult timp din emisiune. V-aș ruga să discutăm un pic despre pilonul 3. A rămas așa un fel de cenușereasă, dacă nu mă înșel. Adică să discutăm mai puțin din acest motiv. Haideți să acordăm și noi măcar ultimele 5-6 minute din emisiune. Ce se mai întâmplă cu pilonul 3? Nu știu, dacă avem cifre, dacă avem proiecții, tot așa spune, pentru viitor. Acum, ce să zic, cenușăreasa ar fi bine să fie cenușăreasa, pentru că asta înseamnă că ar exista și un prinț care să rezolve problema. E adevărat că în ultimii 6 ani am tot căutat prințul, am tot tăiat la călcâi, dar nu funcționează. Pilonul, eu am o viziune destul de simplă a ceea ce se întâmplă pe pilonul 3. Pilonul 3 a fost lansat înaintea pilonului 2 și au fost un anumit interes la un anumit moment pentru a intra pe această piață a pensiilor private și pilonul 3 a fost ca o ușă care s-a deschis pentru unii mai devreme în ceea ce privește pregătirea intrării pe pilonul 2. Acum, pilonul 3 este într-adevăr direct evoluția pilonului 3 este legată de modul în care economia funcționează, de cum văd angajatorii și mai ales de încrederea sau neîncrederea pe care angajatorii o au în viitorul business-ului lor, a stabilității business-ului în România și mai puțin cred eu în clienții individuali, pentru că e foarte greu să construiești o industrie adunând, mai ales pe pilonul 3, adunând plăți lunare de la participanți. Aici angajatorii sunt cei care, așa cum am spus în nenumărate rânduri, can make or can break această industrie. Eu cred însă, la nivelul asociației, avem un plan de măsuri, vreo 10-15, peste 15 măsuri, lucruri simple care s-ar putea face și care să faciliteze aderarea, să faciliteze plata și, în principal, să reducă costurile de administrare pe care, în acest moment, pilonul 3 le aduce celor care sunt fac administrare. Dintre aceste măsuri e vorba de reglementări sau e vorba și de schimbări legislative? Sau? E vorba de reglementarea secundară, din punct de vedere. Nu e vorba de nimic de ceea ce privește modificarea legislativă. Sunt lucruri simple care se pot face. E adevărat că trebuie cineva să-și asume responsabilitatea implementării astfel de măsuri. Pentru că lucruri simple pot accelera. Eu nu cred că prin măsurile care se vor lua pilonul 3 va exploda dintr-o dată, adică noi 6 ani de zile specialiștii din piață împreună cu Comisia de Supraveghere, chiar n-am văzut ce ne dăm seama de-abia acum. Dar aceste măsuri odată implementate ar putea să accelereze puțin dezvoltarea acestui sistem. Bine, nu vor dubla numărul de participanți, dar ce ar putea să facă, ar putea crește activele aflate sub administrare pe același număr de participanți, adică tot 300, 350.000, 400.000, dar cu active mult mai mari. Pentru că dacă plătesc mai repede, plătesc mai ușor, îmi permit să plătesc atunci când am o anumită sumă de bani și vreau să o pun în sistem, să o transfer, să nu trebuiască să fac plăți lunare. Păi facem ce multe lucruri. Și ne întoarcem tot la ASF, nu? Sau la reglementare. Da, exact. Adică trebuie să ne îndreptăm și spre internet, aderarea pe internet, plățile online cu cardul. Adică trebuie să fim mai flexibili. Să vedem și opinia domnului Vreme vis-a-vis de pilonul 3. Nu știu dacă neapărat de relația cu, sau ce trebuie să facă ASF-ul, dar vis-a-vis de pilonul 3 v-aș ruga să ne spuneți care e opinia dumneavoastră. Propunerile noastre sunt acelea de a simplifica birocrația uneori excesivă în relația cu clienții, cu clienții pe care deja îi avem, de a permite o mai mare flexibilitate în volumul de bani, în cantitate de bani contribuită la acest pilon, astfel încât economisirea să devină la
la îndemâna celui care decide, adică a clientului. Credești asta că firmele sunt determinante în acest în economisirea pe pilonul 3? Evident, evident. Problema pilonului 3, după părerea mea, este aceea că este un produs foarte flexibil și foarte tolerant față de client. Clientul are orice drept să oprească, să suspende, să modifice contribuția, să reia contribuția și așa mai departe. Acest lucru fiind pe fondul unei lipse de prudență și de educație financiară, mai puțin benefic, fiindcă dacă nu există conștiința țintei pe care o dorești, cât vrei să economisești, e foarte ușor să renunți acum să mai pui niște bani lunar. Deci, această flexibilitate este suprapusă peste standardul de viață la nivel individual sau peste criza existentă la nivel corporate și rezultatul nu este unul foarte fericit. Da? Dacă lucrurile ar merge duduind, așa cum un fost prim-ministru se exprima acum câțiva ani în economie, cu siguranță că ar exista o creștere, nu neapărat exponențială, dar ar exista una constantă și ușor de sesizat și la pilonul 3. E o problemă de standard de viață, capacitatea de a pune niște bani deoparte. Mulțumesc. Suntem la final. Aș vrea să vă rog doar scurte concluzii. O să te rog pe tine, Daniela, mai întâi de toate. Eu nu pot să-mi îndrept concluziile decât să spunem către domeniul care este specialitatea mea până la urmă și anume al educației financiare, aș extinde eu rolul nostru al jurnaliștilor. Eu cred că atâta vreme cât publicul nu va înțelege foarte exact utilitatea acestui sistem și aș spune așa între ghilimele chiar obligativitatea lui globală, dat fiind propriile interese și dat fiind evoluția de neocolit descrescătoare din sistemul pensiilor publice, pentru că asta este, asta demografia nu putem controla noi. Lucrurile nu se vor schimba esențial. Adică angajatorii vor fi mai deschiși să ofere acest beneficiu dacă angajații îl vor cere. Deocamdată angajații sunt preponderent în poziția să spună mai bine cash in hand mai puțin azi decât un volum mare peste 20 de ani. Mulțumesc. Până în anul 2021, domnule Mihai Coca-Cosma, pentru că am plecat cu această bornă, da, vorbeați despre momentul break-even-ului pentru administratorii de fonduri private, deci până în 2021 vor înțelege angajații și angajatorii ceea ce spunea Daniela Ghețu, nevoia de a economisi pe pilonul 3 și de ce nu și pe, sigur, pe pilonul 2 de ani, înțelege mai bine mecanismul. Întotdeauna am crezut și am spus că pe măsură ce activele acumulate în contul individual a fiecărui participant vor crește și acest lucru se vede an de an prin scrisorile, din scrisorile anuale pe care toți administratorii le trimit, interesul și cointeresarea, că despre asta este vorba, va crește foarte mult. Adică una e să am în cont 600-700 de euro în acest moment și una e să am 3.000, 4.000, 5.000 de euro, poate chiar 10.000 de euro. Cu interesarea și gradul de a te interesa despre ce se întâmplă cu acești bani va crește foarte. Adică și noi îi batem la cap și încercăm să informăm, dar de multe ori poate batem la niște porți închise. Pe măsură ce ai din ce în ce mai mulți bani și interesul tău față de ce se întâmplă cu acești bani crește și atunci noi vom bate la porți deschise. Eu sunt pozitiv din acest moment. O scurtă concluzie, domnule Vreme. Sunteți mai optimist anul acesta față de un an sau doi în urmă? Vis-a-vis de această temă pe care o discutăm azi. Pilonul 2, pilonul 3, 2021. Sunt mai optimist în privința pilonului 2 întrucât există semne de decizie politică, de continuare acestei reforme prin pilonul 2, întrucât astăzi am avut satisfacția că s-au spus pe nume unor lucruri, știm că asta este situația în întreaga piață, întrucât există dorința acestei autorități de supraveghere financiară de a continua și întări lucrurile,
Iar în privința pilonului 3, sunt neutru. Repet, lucrurile aici, după părerea mea, sunt atât de legate de nivelul de dezvoltare general al economiei, încât niciunul dintre cei de față de aici nu putem influența prea mult lucrurile. Vă mulțumesc. Sper că și în această ediție a emisiunii Ora de Risc am spus că unor lucruri pe nume. Vom continua să facem acest lucru și, cum vă spun de obicei, rămâneți alături de noi. Vă doresc în continuare o zi bună. Ne revedem la Ora de Risc.